Ce faci, Anca? Eu zic că foarte bine. Arătați foarte, foarte bine, să știți. Păi dacă fac ceva pentru Iura? Lați în loc să povestim mai multe. Face ceva ce-i place, face ceva ce și-a dorit, așa că nu are cum să nu fie altfel decât mulțumită și bucuroasă că se întâmplă ceva frumos despre el. Normal. Despre el. Foarte frumos. Asta am zis mai devreme, că Iurie Darie este aici pentru că tu te ocupi, dar se ocupă și oamenii de la TV. Că cum dai drumul la un televizor, un alt, faci ceva și dai peste Iura într-un film. Păi da, pentru că trebuie să mai avem și Jun Prim. Așa este. Și rămâne marele Jun Prim. În rest au exact, fost câțiva, dar... S-au... Uite puiul meu. Foarte frumos. Câteva fotografii absolut excepționale, din roluri istorice, dar și într-adevăr o figură cu totul aparte în filmul și teatrul românesc, Iurie Darie, de care ți-e dor, dar e și cu tine, nu? Este cu mine tot timpul. Mai vorbiți seara? Da. Da? Și în timpul zilei. Și în timpul zilei? Da. Deci nu mai e acea fereastră de noapte în care de comunicați. De ora 24:04. Așa. Nu, și în timpul zilei. Dimineața mai puțin. Dimineața nu mai... știu de ce, dar dimineața mai puțin. Și cum receptezi semnalele lui acum, de exemplu, în timpul zilei? În timpul adică zilei? Adică te gândești și primești răspunsul? Mă gândesc și vorbesc. Eu vorbesc cu el cu glas tare. Uite, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta. Uite, tabloul ăla s-a crăpat puțin geamul, deși nu o să-l pun în expoziție. Uite, toate lucrurile astea și am răbdare și mental îmi răspunde. Nu la toate, dar îmi răspunde. Îți răspunde, nu? Incredibil. Foarte interesant. Iată o formă foarte interesantă. De aici vedeți și o fotografie definitorie pentru faptul că Iurie Darie a fost dincolo de un artist extraordinar și un mare talent al caricaturii, al desenului și-a arătat talentul acesta la TV pe vremea copilăriei părinților noștri cumva sau părinților acestei tinere, exact. Acestei tinere, că până ce ani făcea Iura la TV și desena? Să fi fost 70? Ba da, 70 până în 80. Din 70 până în 80, da? Da, deci nu, 60 și nu știu. Ai când văzut? A început. 60 și când a început. Când s-a născut, deci, mami. Da, uite. Foarte frumos. Asta-i dragoste la zero grade. Da. Filme care, după cum vedeți, sunt valabile și acum, sunt difuzate. Există chiar posturi de televiziune care difuzează filme românești toată ziua, bună ziua, ceea ce e un lucru foarte bun. Și mă uit cu foarte mare plăcere la orice film românesc. Pentru că este un făcut curat, puternic, bun, cu oameni valoroși. Cu impact. Cu impact. La spectator. Da. Da. Ce o să fie de ziua lui? Păi, de fiecare ca dată de și lumea, ziua lui, și de, Iurie Darie. De fiecare dată de ziua lui, vreau să-i fac o surpriză. Și anul acesta, pe 14 martie, ziua lui Iura de naștere. Și atunci, la Teatrul de Comedie, cu sprijinul domnului director George Mihăiță, al Primăriei Capitalei, și altor oameni, îi fac un vernisaj lui Iurie Darie cu 51 de tablouri desenate de el și rămate de mine. Asta e surpriza care ți-o fac ție, Iura, din tot sufletul și viața mea. Te-ai emoționat. Așa să ne ajute Dumnezeu. E un moment pe care îl aștepți cu foarte multă emoție și cu... și te, deja te... te pozitezi la gândul. Da. La ce te gândești când plângi acum? Că ar fi fost bine să fie de față. E adevărat. Așa e. Că ar fi fost minunat dacă ar fi fost. Și s-ar fi bucurat și ar fi văzut câte lume îl iubește. Da. Și câte lume îl urmărește. Da. 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 Doamnelor și domnilor, asta se numește iubire adevărată. Ne întoarcem după asta. Da, doamnelor și domnilor, suntem aici împreună cu Anca Pandrea pentru Iurie Darie, care sâmbăta viitoare, deci nu mâine, peste 8 zile, la Teatrul de Comedie, la ora 17:30, în foaierul Teatrului de Comedie, un foaier atât de generos pentru marii actori ai României, pentru că acolo George Mihăiță, cu sufletul lui bun și acordat la valori, ca să zic așa, i-a adus pe toți admiratorii lui Gheorghe Dinică, lui Iurie Darie, lui Marin Moraru și altor mari artiști. Amza Pelea. Amza Pelea.
a fost la un moment dat o dezvelirele de boost, de boosturi la care ați fost cu toate persoanele apropiate, da, din exact. Sufletele unor mari, mari actori. Așa se face. Am avut valori și le avem în continuare și trebuie să le respectăm. E bine, toți iubitorii lui Iurie Dare vor fi acolo, dar și Iurie Dare prin desenele lui extraordinare. Sunt câteva desene pe care o să le vedem în premieră sau sunt lucruri... Da, sunt multe desene care o să le vedem în premieră și vroiam să menționez că motorașul, așa, să spun chiar motorul mare al acestei expoziții și vernisaj este Ingrid. Îți mulțumesc, Ingrid, și Iura și eu. Cine este Ingrid? Ingrid are o firmă care se ocupă cu lucruri, cu artă. Și Ingrid m-a impulsionat, Ingrid a mers, Ingrid m-a ajutat, Ingrid... Că v-a fost sprijin. Da. Contează, stați liniștite, nu e nicio problemă, așa este, la noi în emisiune nu poți să stai cu fața total la cineva sau cu spatele total la cineva. Nu ne simțim deranjați în niciun fel. Ca românul, nici așa, nici așa. Ca acasă, relaxați. Din punct de vedere sufletesc, ești mai echilibrat. A fost o perioadă în care, efectiv, tristețea îți ieșea din toți porii. Da, am început să mă liniștesc pentru că, Cristi, timpul trece și trecând timpul, atunci mă apropii mai mult de Iura. Ții minte și o să-l țin în brațe, cred că destul de repede. Da, da, hai să spun ceva. Mai ții minte ce spuneai tu? Nu, la scurtă vreme după ce am murit el, vreau să mă ia, să mă duc la el. Da, uite, norocesc. Dar opriți și voi aerele astea condiționate, că e ceva pe aici, un vârș fantastic. Încă o dată. În fine, acum îți dai seama că e bine că ai rămas aici? Da, cât am putere să există Iura. Pentru că atâta timp cât eu trăiesc pe această planetă, Iura va trăi. Iura nu va dispărea. După aceea o să mă uit eu de sus să văd ce face Cristi, dacă a uitat sau nu. Foarte mult. Te iubire. Pentru că, fără niciun fel de... Mulțumesc, Aura, pentru aerul condiționat. Pentru că, iată, probabil că nimeni nu poate să facă mai bine decât tine acest eveniment. Nimeni nu poate să aibă mai multă energie, nimeni nu poate să cheme atât de mulți oameni, nimeni nu se poate ocupa mai bine decât familia, jumătatea, ca să zic așa, nu? Păi eu și cu Iura, pentru că sufletul meu fiind Iura, tot timpul mă sfătuiesc cu el și cu Ingrid, noi trei la atac. Da, stați de vorbă separat, adică tu cu Iura și după aia comunici lui Ingrid sau că... Nu, eu cu Iura e altceva. Noi doi vorbim noi doi. Așa. Și la un moment dat stai cu Ingrid și îl apelezi pe Iura și Iura îți răspunde? Nu, numai când sunt singură. Asta mă gândeam. Nu. Este incredibilă această comunicare, de-aia tot stau și vă ascult. Dar după cât timp ați ajuns să aveți această comunicare? După plecarea lui? Cam după câteva luni. După câteva luni? Da. A început să vă răspundă? Da. Și eu să fiu conștientă și să pot să vorbesc. Adică să nu vă panicați sau să luați altfel comunicarea, pur și simplu să o simțiți și să o trăiți. Să o trăiesc și să recunosc unde greșeam. Unde greșeați? Da. Și unde îmi spunea că greșesc. Și recunoșteam pe urmă că așa e. Am greșit acolo, am greșit acolo, dar am făcut bine și acolo. De exemplu, mi-a spus că fac bine, că sunt prietenă cu Cristi Brancu, că o să fie și el la vernisaj. Da. Deci, dacă cumva nu-l vedeți pe Cristi Brancu, înseamnă că l-a supărat pe Iura, să țineți minte. Am înțeles. O să avem grijă. Bun, mergem mai departe și vreau să te întreb ce faci, cum îți mai duci zilele, la ce te gândești, încotro mergi, cu ce te ocupi zi de zi sau care sunt lucrurile acum care te animi? Acum nu pot să-ți răspund. Știi de ce, Cristi? Pentru că mă ocup de asta și creierașul meu este acolo. Să nu cumva să uit pe cineva, să nu cumva să,
să nu cumva să... Ingrid, a ieșit afișul extraordinar. Bravo, foarte felicitări. Frumos, afișul, cu tare, cu tare. Adică toate lucrurile astea, nu pot să mă ocup de altceva, să gândesc. Toată energia se îndreaptă acolo. Să dau și cu aspiratorul, și... dar mental toată energia este acolo. Bine, vă întreba colegul în general. Poate cu timp în urmă, cu ceva timp în urmă. Cum vă umpleți aceste goluri? Nu am ceva anume. Merg la vernisaje cu prietenii, mai ies cu prietenii din când în când. Nu, n-am oprirea de virus sub nicio formă. Sub nicio formă, nu vă sperie coronavirus și tot ce se întâmplă în lume. Dacă Iura vrea să merg, merg la el. Dacă Iura vrea să mai rămân. Deci ăsta e virusul pentru mine. Iura e virusul meu, că e în mine non-stop. Da, foarte frumos. Ce declarație. Da. Superbă. Absolut superbă. Asta este cu adevărat semnul iubirii. Există în casă, ai mai făcut modificări sau ai păstrat totul așa cum... Nu, în casă este exact cum era. Atunci? Nimic. Doar că fac curățenie altceva. M-am gândit. Mă rog. Se pare normal. Foarte frumos. Nu, în casă nu. Nu se mișcă nimic. Nu se mișcă nimic, nu? Se poate muta de colo-colo, dar toate care sunt, niciun pahar dacă s-a spart, mă uit și îmi pare rău, pentru că am fost cu Iura și am băut din el. Și de ce? Și tot ce am fost cu Iura, ce am luat eu înainte, nu contează. Precum grecii, dau cu ele de pământ. Da. Dar ce am cumpărat cu Iura împreună, știi cum? Parcă sunt așa ușoare, așa, am grijă de toate lucrușoarele. Exact. Asta e minunat. Simți că o parte din sufletul lui e în fiecare obiect? Da. Și obiectele au viață. Am citit asta. Da. Și o să vorbesc mai multe cu domnul general în rezervă, Emil Străinu. Și vreau să salutăm vorbesc cu drag, mai multe, mai da. Ceva vreme, dar o să-l vezi respectăm. Pe 14 martie. Așa e. Da. Foarte bine. Să o aduci pe fetița ta. Da, da. Te rog frumos, pentru că sunt pe 14. Desene pentru copii. Cu mare drag, cu siguranță. Din cărți pentru copii sunt ilustrate toate de Iura. Mulțumesc frumos, să scrim da, acolo. Să nu uiți. Nu uit, 14 martie, am reținut. 17.30. Rețin. Și dacă cumva nu vine, că e lume multă, îmi spui că n-a fost scris. Da, beam și noi. Da, 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 am observat. Nu, este, deci, profite de faptul că Anca are o voce așa mai fină și ajunge greu mesajul până la mine că n-am sunat în cască, așa că lasă, că vă știu eu pe voi. Bun, da. A apărut un articol recent, chiar în ianuarie 2020, legat de faptul că, dincolo de toate, faptul că ceea ce a însemnat drepturile lui Iuria care au ajuns, să înțeleg, la fiul lui Ducu, la tine nu a ajuns decât iubirea lui Iura până la urmă. Dar asta nu contează. Nu contează? Cum te descurci cu suma asta mică despre care nu vreau să spun că e dreptul tău să o spui sau să nu o spun? Pe care o ai tu ca pensie. Despre situația financiară numai eu și cu Iura știm. Nu comentez deloc. Dar te descurci. Trebuie. Suntem aici, trebuie. Asta zic. Da. Trebuie. Sunt prietenii alături? Și... Da, am prieteni, nu pot să spun că nu. Dar până una alta mă bazez pe mine și pe Iura. Foarte bun. Cât putem. Și nu te-a lăsat Iura niciodată? Nu. Foarte nu. Frumos. Câteodată mă mir și eu că n-am cheltuit. Da? Cred că mă ține din frâu. Să nu aruncați banii așa... Că știe că îmi place să dau la prieteni. Dacă cumpăr eu ceva, o cremă îi cumpăr și la o prietenă. Bine, asta e frumos, este un gest foarte dar frumos. Îmi place să dau. Să dăruiesc. E foarte frumos lucrul acesta. Da. A avut o surpriză, sunt convins și sper să nu ai parte de același lucru. Horia Moculescu, care ne-a adus acum două zile fluturașului de pensie, ocazie cu care a descoperit că pensia i s-a tăiat cu 300 de lei. Deși am înțeles că în pensie... Da, de ce? Păi nici el nu știe. Chiar nu ne-a mai spus nimic domnul Moculescu, deci n-a primit nicio informație interesantă. Probabil că trebuie să urma să revină a doua zi, pentru că hotărât ei să recalculeze.
Și eu interesesem de la statul, guvernul român, de la toți oamenii ăștia care vin odată la patron, adică fix anul ăsta să ne ceară, să ne facă acum dansuri din buric, înțelegi, fac tot soiul de chestii ca să ca la să alegeri mai ales. Da, păi anul ăsta nu se alege, două păi ture. Da. Că nu se scad pensiile, dar au început cu Horia Moculescu, adică au început bine. Da, dar Horia este blând și nu spune nimic. Fiți atenți să nu-mi tăiați din pensia aia așa, 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 că eu am o gură mai mare. Da. Uite, hai să transmitem un mesaj pentru Iura. Suntem aici, Iura pleacă acum mesajul și o să-ți răspundă la 12 noapte acasă. Ce mesaj să-i dăm lui Iura? Nu. Nu? Mi-a spus că și el e aici. E aici? Da. Nu te mint. Când nu te spus? Mint. Când ți-a spus? Acum vorbim cu tine, mi-a transmis. Sunt acolo. Ce frumos. Da. Să-i spui lui Iura, da, dacă ne aude, că îl iubim pentru tot ce ne-a oferit și pentru zâmbet, pentru prietenie, pentru toate lucrurile frumoase care au fost într-o viață. Și mă bucur că am reușit măcar de vreo două, trei ori în viață să-i asigurăm un zâmbet din partea noastră. Să nu-l uitați niciodată pe Iurie Daie, vă rog din tot sufletul meu. Și pe 14 martie vă aștept la Teatrul de Comedie. Și Iura o să fie deasupra noastră a tuturor. Și o să se bucure că veniți și vedeți desenele pentru pui mici, pentru copii, cărți ilustrate de Iurie Daie. Da. Mulțumim foarte mulțumim mult. Frumos. Nu uitați, aveți întâlnire cu Iurie Daie peste 8 zile la Teatrul de Comedie. Mulțumim.